Numirea în funcția de suprefect al județului Bihor reprezintă un pas important în cariera mea profesională, în cadrul administrației publice, iar acest pas devine cu atât mai important cu cât responsabilitățile avute în administrația locală de-a lungul timpului, a se consolidează cu responsabilități în sfera de acțiune guvernamentală în teritoriu. Prin prisma acestora am voi exercita funcția de suprefect cu respect pentru cetățenii județului Bihor, în mod egal și obiectiv, indiferent de etnie sau confesiune, și voi sprijini cu puterea mea de muncă eforturile domnului prefect Dumitru Țiplea în calitate de reprezentant al guvernului pe plan local. Din experiența carierei în administrația publică județeană am învățat că, în primul rând, trebuie să am în vedere legalitatea actului administrativ. Legalitate pe care am susținut-o cu tărie prin stilul meu direct de a spune lucrurilor pe nume. Asta e cu bine să le mulțumesc celor care au văzut de-a lungul timpului justețea acțiunilor mele în plan administrativ și eforturile pentru buna implementare a marilor proiecte ale județului. Dar și celor care, prin încercările de a mă focusa, m-au determinat să rezist și să perseverez pe linia propriei conștiințe și probabil să fiu mai popular. Pentru că în aceste vremuri de conștiință și integritate avem nevoie. Conștiință de interiorizare a unei idei, de eficientizare a serviciului public, a unui proiect de țară și nu atât de apartenență partidică. Având în atenție o idee de țară, de județ, de oraș sau de comună, atât cetățenii, cât și noi funcționarii statului, ar trebui să avem în minte cel mai important gând. Ce lăsăm moștenire, ce viitor pregătim, pentru că ziua de azi, mâine, va fi ziua de ieri. Vreau să fiu un exemplu pozitiv pentru acei concetățeni ai mei care, în 30 de ani de democrație, au votat în cunoștință de cauză și astfel actul de guvernare să fie perceput ca act firesc și o punere în practică a năzuințelor lor. De asemenea, îmi doresc ca fiecare funcționar public să devină un exemplu pozitiv în relația cu cetățenii. Atât în cea directă, cât și în ce privește conștiința personală cu care aprobă acte administrative. Totodată, îmi doresc ca județul nostru să fie un model de urmat și să fim recunoscuți la nivel național așa cum este astăzi Oradea. Pentru că acest deziderat să fie împlinit, este necesar să punem umărul cu toții. Să sprijinim dezvoltarea infrastructurii de transport, educaționale, de sănătate publică. Să promovăm și să implementăm măsurile necesare în vederea dezvoltării turismului, conservării și protejării patrimoniului cultural și istoric. Însă toate acestea trebuie privite ca priorități atât de autoritățile locale, cât și de ministerele de resort. Iar acțiunea tuturor trebuie să fie de o manieră integrată, astfel încât impactul pentru comunitățile locale să fie unul maximal. Așadar, este nevoie de o colaborare constructivă. Aceasta este posibilă doar dacă este determinată de înțelepciune practică în exercitarea atribuțiilor și a funcțiilor publice, cu respectarea atribuțiilor fiecăruia în parte și doar cu un comportament loial față de lege, cu profesionalism și deschidere față de cetățean. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne.